Bugetarii vor avea încă 3 zile de odihnă în anul viitor. Zilele de 30 aprilie, 10 mai și 26 august în 2019 ar putea fi zile de odihnă, iar zilele de 13 aprilie, 18 mai și 17 august zile lucrătoare. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de guvern cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019 cu scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2019. Decizia urmează a fi luată miercuri 28 noiembrie în cadrul ședinței Guvernului.